cuvinte solide din care era greu să scot ceva. A fost Institutul Blecher, ediția 24-a, pe care nu o vom face așa cum se întâmplă de obicei întâlnirile astea organizate de mine la București. Acolo vorbim despre ce s-a citit, de asta eu țin foarte mult ca formatul de atelier să rămână într-un fel, dar aici sunt sigur că formatul de atelier se va împlini altfel, sunt sigur că textele lui Alex vor avea ocazia să fie și citite cu ochii, nu numai auzite, de către poeții excelenți care sunt aici. Da, Alex este din Bistrița, e elev în clasa 11-a la Colegiul Național Andrei Mureșanu și, na, eu cred că va ajunge să facă lucruri minunate în poezie. Da, sunt m-a timorat îngrozitor lectura lui. Ioana, hai să mai vorbim puțin cu năstăvulare. Hai să vorbim puțin despre scoci. Hai să încercăm să... Da, putem să vorbim încă vreo 3 ore. Cum e? Care e istoria publicării romanului? Nu vreau să intrăm în detalii editoriale, dar cred că ai avut de furcă, nu? Cu toate astea sau nu? Pur și simplu le-ai dat cartea și a fost... Care e? Cum e cu Polirom? Cum e să fie negociat? E greu să spun, pentru că n-am avut niciun fel de probleme din punctul ăsta de vedere. Au fost Lucian Teodorovici, e redactorul cărții și au tot așteptat manuscrisul din punctul ăsta de vedere. Trebuie să le mulțumesc pentru că au fost foarte răbdători. Au înghițit și câteva din capriciile mele, pe care nu le pomenesc acum, dar nu au comentat deloc la text, deși mi s-a părut, adică am știut de la început că va fi o lectură destul de dificilă, pentru că acum nu știu cât s-a înțeles din ce am citit. Eu de obicei sunt adeptă a lecturilor de acasă, din parc, cu cartea în față, nu știu dacă se prinde foarte bine sensul întregului roman dintr-o lectură de câteva zeci de minute, dar am știut de la început că e o lectură mai dificilă. În linii mari sunt lungi descrieri, sau mă rog, scurte descrieri de peisaje industriale. Foarte, și ca să fie mai... Foarte, nu ca să fie mai digerabile, am inserat câteva personaje. Inginerul, secretara, mai apar câteva acolo. De ce scoci? Este în carte un fragment în care apare secretara încercând să curețe un mormânt cu o sapă ruptă, cu coada ruptă, lipită cu scoci. De acolo scoci. Deci scociul ar fi fost, ce să zic, un soi de liant, s-a părut mie, între poate două lumi, între un instrument cu care se curăță un mormânt, care ar face legătura inclusiv între lumea celor vii și a celor morți. Scoci, te prindă. În prima fază, cartea se numea Industrial. Eu așa am lucrat la ea. O știam ca industrial. Da, mulți mi-au zis. Da, ăsta a adorat în metaforă. Ce fel de chestie? Păi, au ales cei de la Polirom. Apropo de editură. Cam așa. Alte probleme, ei nu au comentat nimic, totuși. Deși băneam de la început că o să fie o lectură dificilă, nu mi-au spus nimic. Nici că le convine, nici că nu. Aștept cu nerăbdare ca domnul Buduca să scrie o cronică despre scoci. Încă o dată, avem aici scoci, avem două cărți care se vor lansa ceva mai târziu, una a lui Mircea Cărtărescu, cealaltă a Ioanei Nicolae. De fapt, nu cred că cărțile astea se vor lansa, dar în fine, e vorba de Mircea Cărtărescu și de Ioana Nicolae. Mircea, da. Mai târziu, mâine. Da, mâine. Și mâine e un mai târziu, da.
Să vă spun și că Ioana este mai nou parte a unui proiect ce a început anul trecut, se cheamă World Express și e organizat de o organizație din Marea Britanie, Literature Across Frontiers, în colaborare cu tot felul de organizații din țările din partea asta a lumii. Începând din toamnă, Ioana Bradea, alături de Radu Vancu, Domnica Drumea și Augustin Cupșa, doi poeți și doi prozatori în care eu cred foarte mult, sunt parte a acestui proiect și cred că de aici se pot întâmpla lucruri foarte interesante cu textele lor în alte părți. Ioana, știu că au trecut totuși 6 ani de la Băgău. A germinat atâta scoci sau ai mai avut alte proiecte intermediare? Ai început să scrii ceva și ai lăsat? Sau cine iubește și lasă? Cum a fost? A trecut fix asta timp cât trebuie să treacă din punctul meu de vedere. 6 ani nu sunt așa de mulți până la urmă. No, 2-3 ani... Spune asta, Alex. No, 2-3 ani nu... N-am scris deloc, sincer să fiu. Pe undeva și copleșită de reacțiile de după Băgău. După aceea încă vreo 2 ani am căutat un limbaj nou, pentru că mi-am dorit asta. Și a apărut scoci la timpul potrivit. Din punctul meu de vedere, altora posibil să li se pară o cale mai lungă, da? Da, pe undeva chiar atât a germinat. Bine. Dacă cineva mai vrea să stea de vorbă cu noi, cu ei, cu Alex, nu? Că el e s-a ascuns pe acolo, dar sunt sigur că v-a făcut o impresie bună, cum mi-a făcut și mie ce a citit. Dacă nu, ce să zic? O luăm așa prin ploaie, ciobănește spre sinagogă? Sau mai așteptăm? Mai